E vremea concursurilor pentru elevii care studiază instrumente muzicale în cadrul secției de muzică și arte plastice din Reghin. Structura care aparține de școala gimnazială Augustin Maior se poate lăuda cu premii pentru fiecare participant la concursurile și olimpiadele de profil. La evenimentul anual din Ungaria, unde reghinenii fac mereu senzație, anul acesta, mica pianistă Emanuela Șerbănați a obținut premiul întâi. Împreună cu Emanuela Șerbănați și Vigealva Briones, am fost la a cincea ediție a concursului Festival de Pian din Törökszentmiklós, Ungaria. Deja este al cincilea an în care mergem cu copii. Într-un an este concurs de vioară, în anul următor concurs de pian și tot așa. Iar în acest an, Emanuela Șerbănați a luat premiul întâi la grupa ei. De cât timp cânti tu la pian? De 2 ani. Și în timpul acesta ai fost deja la foarte multe competiții, la concursuri. Chiar și anul acesta ai fost la concursuri. Da. La ce concursuri? La Târgu Mureș, la Cluj și în Ungaria. Cum a fost în Ungaria? Ce ai cântat acolo? Am cântat Bach, sonată și cântec. Care îți place ție cel mai mult dintre astea? Care ți se pare, să zic așa, mai ușoară? Care e mai grea? Păi mai ușoară mi se pare Bachul și mai grea sonata. A fost solicitată să cânte în gală și în interviul pe care l-a dat domnul director pentru televiziunea locală a amintit în mod apreciativ școala noastră, profesorii școlii noastre, profesori care mereu aduc elevi foarte bine pregătiți și elevi care ajung să cânte în gală. Și asta e mare lucru pentru noi. Emanuela este uimitoare, spun profesorii. Exersează la pian chiar și câte 4 ore pe zi. Asimilează mult și repede, astfel că la fiecare concurs se prezintă cu un alt repertoriu. Visul ei este să învețe să cânte la cât mai multe instrumente. Păi am ales pianul pentru că nu este chiar așa ușor să cânt, dar este foarte frumos, sună frumos. Când voi fi mare vreau să mă duc la mai multe, să cânt la mai multe instrumente, să mă duc la multe concursuri și concerte. Dar mai multe despre rezultatele din acest an ale elevilor care studiază instrumente și arte plastice la secția de muzică din cadrul școlii gimnaziale Augustin Maior, aflați urmărind emisiunea Reghin Exclusiv, duminică de la ora 21 la Da Reghin TV.